Știți cine e responsabil pentru multe divorțuri în lume? Televizorul. Pentru bărbați, este televizorul mai important decât soția? Mă rog să nu aflu răspunsul la întrebarea asta în caz de incendiu, cutremur sau alte dezastre naturale. Bărbatul meu s-a trezit într-o noapte lac de sudoare și mi-a spus că a avut un coșmar îngrozitor. Se făcea că era la înmormântarea mea, dar în groapă, în loc să fiu eu, era televizorul nostru. L-am întrebat de ce i s-a părut că a fost un coșmar, că eu eram vie. Și mi-a răspuns: înmormântarea era după amiază și am pierdut finala cupei. Pentru bărbați, eu zic că femeile sunt exact ca televizoarele. Vor să fie din ce în ce mai subțiri, să le schimbe odată pe an cu un model mai tânăr și n-ar strica să fie câte un exemplar în fiecare cameră. Nu, vă spun, bărbații nu pot să fie fideli. Chiar și cei mai buni dintre ei, până la urmă, tot ne înșală. L-am prins pe al meu spunând că își iubește Smart TV-ul pentru că e cel mai deștept lucru din casă. Eu am două doctorate. În privința televizorului, iubirea e oarbă. Altfel nu văd de ce ar fi nevoie de un ecran cu diagonala de un metru. Dacă vrei să faci fericit un bărbat în pat, adu-i televizorul în dormitor. Eu adorm în brațe cu el și el în brațe cu telecomanda. Știți că am ajuns să fiu geloasă pe cireașa de pe tort? De două ori, că se dă și în reluare. Dar vă fac o mărturisire. Mi-am luat telefon care vibrează.